Facem revizie cu acția, nu-și face revenire. Avem o comandă, nu putem decât să o onorăm. Da? Răzvan, de cele să-i facem o ecuație. Răzvan, dacă nu știi să te uiți la Prof Online TV, e problema ta. Da. 1,5 ori x. Da, mi-e uite că scrie. Minus 0,5 egal 3,5x minus 25. Minus 25, da? Haideți că e o chestiune simpluță pentru clasa a 5-a. O rezolvăm repede. A, păi termenii cu x se tragem într-o parte și termenii... E clasa a 5-a, e nu prea e la îndemână. Adică o să scădem din ambii membrii pe 1,5x. Da? Să scădem 1,5 din ambii membrii. 1,5 ori x. Și atunci reiese că minus 0,5 minus 0,5 rămâne. Sau mai întâi, Răzvane, o să facem așa. Că rămâne minus 0,5 și el nu-i... Nu e în stare să înțeleagă ce înseamnă asta. Că mai dați-mi încă o dată. 1,5 ori x. Minus 0,5. Minus 0,5. Egal cu 3,5x. 3,5x. Minus 25. Minus 25. Deci noi adunăm 25 în ambii membri. Și în stânga și în dreapta adunăm pe 25. Și o să avem 25 plus 1,5x minus 0,5 egal cu 3,5x. Și acum scădem în 1,5x din ambii membri. Deci minus 1,5x din ambii membri și atunci rezultă că o să avem 25 minus 0,5, 1,5 scăzut 1,5, fac 0, egal cu 3,5x minus 1,5x. Echivalent cu 25 minus 0,5. 24,5 este egal cu 2. Cred că 3,5 minus 1,5 face 2x. Da? De aici rezultă că x va fi egal cu 24,5 împărțit la 2. Și face 12,25. Deci 10 împărțit la 2, 25. Asta este x-ul, Răzvan. Dacă ai văzut, de bine. Dacă n-ai văzut, de bine. Eu să-ți trimit mesajul. Asta se poate ieși. Să revenim la problema 9, da. Deci, domn profesor, că ne-a scăpat, am avut o căbicioare, recunoaștem. Da? Nu scrie că e triunghi de tunghi, îl facem clar oarecare. Oarecare. Și deci rămâne mesaj clar pentru tot timpul, totdeauna. Am insistat pe varianta aceea pentru că așa s-a definat în clasă. Exact. Da? Dar era la început, spune, te lasă pe tine... Da, funcțiile trigonometrice la început. Vedeți, am fost un pic... Ne-au furat peisajul. Da, nu nimic, micul recunoaștem. Și revenim asupra. Da, și zicem așa la problema 19. Copii, tăiați-o pe aia care am făcut-o și scrieți din nou. Altul. 19? Da, 19, la pagina 864. Da, problema. Deci 19 de la 164. Da. Să se afle perimetrul și area triunghiului ABC. Știind că AB egal cu 20. AB egal cu 20. Sinus unghiului B egal cu 3 pe 5. Sin de B egal cu 3 pe 5. Și tangentă de C. Tangentă de C. Egal cu 12 pe 5. 12 pe 5. Pe 5. Să aflăm area și perimetrul triunghiului. Area triunghiului ABC egal cu cine? Și perimetrul triunghiului ABC egal cu cine? Mm-hmm.
Deci tot ce am făcut acolo este corect dacă mergem în cazul particular triunghi dreptunghi. Deci nu este greșit. Dar în cazul particular, în caz general, trebuie să revenim și atunci o să avem un triunghi oarecare. Un triunghi oarecare în care unghiul A, B și C. Avem că unghiul B. Nu înțeleg unde trebuie să intru. El nu știe, săracul, pe el. Nu știe. Da, nu trebuie. Dacă îi trimite o rezolvare, tu cu o problemă. Săracul copil. Da, dar nu știi. Poți să-i zici... O să-i scriu, da. Să intre la Proof Online TV. Le-a scrie acum rezolvare. Așa. Bun. Sin de B. Sinus de unghiul B. Deci, pentru asta ducem din A perpendiculară, A prim, sau D, hai să zicem mai prim, AD, și sin de B, zi-mi, te rog, Anca, în triunghiul care vorbim? În ADB. Triunghiul ADB. Sin de B egal cateta opusă, adică AD, da? Supra DB. Supra ipotenuză. Supra AB. Supra AB. Tangentă de unghiul C egal cu cateta opusă supra cateta alăturată. Adică în care trebuie ne ducem acum? Tot în ADC. În triunghiul ADC. Adi, în ADC. Și zicem tangent de unghiul C egal cu cateta opusă pe cateta alăturată. Cateta opusă. AD, adică, nu? AD supra C. AD. AD. AD supra CD. CD. Foarte. Aici continuăm la sinus. Cu cine este egal cu AD? AD la sinus e 3 pe 5. Egal cu 3 pe 5 ca valoare, ce ce înseamnă echivalent? Echivalent cu 5 AD. 5 AD egal cu 3 AB. Egal cu 3. Dar știm că AB e 90. 5 AD egal cu 3 AB. Da, dar lasă așa, deocamdată. Și tangentă de C e 12 pe 5. Egal cu 12 pe 5. Și adică s-ar traduce echivalent cu, cu 5 AD, 5 AZ, egal cu 12 CD. 12 CD. La prima o știm pe AB că e 20. AD, din 5 AD egal cu 5 AD egal cu, de aici AD și da. Că de 3 ori AB. 3 AB egal cu 12 CD. 12 CD. Și acum AB. Da. Vine ca AB. AB. 4 CD. 4 CD. 5. Bă, nu, AB e 20. CD e 5. AB, zicem de sub egal cu 20. Din cele două rezultă că... CD egal cu 5. CD egal cu 5. Da, da, am găsit pe CD 5. N-am terminat atâțul. Nu, n-am terminat acolo. Dacă știm pe CD, cine leagă CD? A, avem aici. Uite, 5 AD egal cu 12 CD. 5 AD, 12 CD. Noi pe CD l-am pe da. CD l-am aflat. Deci trebuie să spunem 5 AD egal cu 12 ori CD. Adică vă spune 5 AD egal cu 12 ori 5. Împărțim printr-un 5, deci AD egal cu 12. AD e 12. Dar mai avem că avem o legătură între AD... Teorema lui Pitagora, între unghiul la pentru DB. Sau pentru AB. Dacă l-am făcut pe AD... Știm am și cât asta. E AB. 5 AD, AB. Aflăm și pe AB. Da. Păi, da, AB știm cât e 20, că ne zicem problema. AB e 20, da? Bun. Da, și de teorema lui Pitagora.
Pitagora, domnule. Bun, CD-ul. Și prin Pitagora aflăm pe DB, da? Da, și pe AC. Și pe AC, nu putem afla în partea asta, da? Da. Deci spunem AC pătrat, în triunghiul. Ca, în ce triunghiul? AC. ACD. În triunghiul ACD avem CD, de fapt, măsura unghiului ADC. Măsura lui, da, lui D egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. După aia CD 5. Da. 5 cm. AD 12. AD 12. Și atât. Atunci, conform teoremei lui Pitagora. Pitagora, da, teorema lui Pitagora. Rezultă că AC pătrat egal cu CD pătrat. CD pătrat plus AD pătrat. AD pătrat. Adică AC pătrat egal cu 25. 144. Deci egal cu 25 plus 144 și egal cu 169. De unde rezultă că simplu AC simplu AC egal cu 13. Așadar am aflat și pe AC 13. Cum aflăm pe DB? Tot prin teorema lui Pitagora. Deci în triunghiul. În triunghiul ABD. ABD. Măsura, o avem, da, măsura unghiului D de 90 de grade. Da. Și AB de 20. Da. AB egal cu 20 cm și AD de 12. Deci avem pe AD de 12. AD 12 cm, AB 20 de cm, iar măsura unghiului D de 90 de grade. Am spus asta. Bun. Din teorema lui Pitagora. DB la a doua. AB. AB la a doua. Cum? AB la a doua. Da, dar ea spune deodată. A, scade, da, e bun. Și bine, nu? Atâta la pătrat. Da. E zice DB pătrat. DB pătrat egal cu AB pătrat minus AD pătrat. 20 la a doua. A, minus... da, da. Minus AD pătrat. DB pătrat egal cu 400. Minus 144. Da. Și DB pătrat este egal cu... 250 da. Și 6. 256. Adică... De unde DB simplu egal cu radical din 256 și DB egal cu... Cât ar gândi? 16. Și iată că am aflat în clipa asta. Știu și pe DB. Da. CD, zicem, CD am aflat că este 5. DB am aflat că este cât? 16. Atunci toată BC egal cu 21. Atunci BC egal cu 16 plus 5, 21. Și pe AC o știm. Cât e 13. Și AB, iată, o știm și pe ea, este 20. Perimetru, da, al lui ABCD egal cu? Al lui ABC. Al lui ABC. ABC, da, da, da. ABC egal cu 20 plus 13 plus 21, deci egal cu 54. 54. Iar aria lui ABC. ABC îi A 10 BC ori AD pe 2 egal cu cât e BC 21 ori 12 pe 2 se simplifică 2 pe 12 6, rămâne sus 21 ori 6 126 6 centimetri pătrați. Asta ne trebuia. Așa, asta trebuia să aflăm, da? Da.
Deci am aflat și area. Încă o dată, atenție multă, dacă nu, autorul nu insist pe chestia asta, dacă autorul nu spune că e triunghi dreptunghi, îl luăm triunghiul de care. Ducem într-un caz particular. Și din multe ori, îți dă un triunghi. Dacă l-ai luat isos certo, e făcut un caz particular. Sau cazul nostru triunghi dreptunghi. Am revenit și toată povestea înseamnă că mergem în caz general. Problema care am făcut-o nu e de aruncat. Deci băiețelul vă zice, vă mulțumesc frumos, o să distribui pagina pe Facebook. I-am dat rezolvarea, i-am dat și cum să intre la dumneavoastră, dar i-am făcut și rezolvarea, că știți că acum o pierdut. Da. Așa, și i-am dat pagina și a zis că o să distribui. Iată, în momentul ăsta, chiar am o stare de bine, pentru că și el scopil acolo într-un curs, habar n-am de unde în țară. Da? El era stresat și cu el și cu toată familia. Pentru că dacă ați văzut exercițiul, era destul de interesant. Da, așa i-am scris, că dăm un, adunăm un, așa. I-am scris pas cu pas cum să fac. Deci așa ai făcut-o. Da, treabă. De acum ai de tot adunul profesor. La clasa 5-a știu cum trebuie. Da. Imajul l-am promutat foarte bine. Cât e ceasul? Mai avem o problemă. Mai avem o problemă. Una și gata. O facem. Da. 22 de la pagina 164. Bună. Îmi place cu respectul gura. S-a uitit toată. Se respează. Ce-ai păi dacă așa. Mai este o problemă și a zice că nu, domn profesor, acum să zic și tare de ce i-am zis gura, nu? Da. 22. ABC de pătrat. ABC de pătrat. Da. Zicem ABCD pătrat. Vă costă destine de să fac ce bine și de pătrat. Pătrat. În interiorul pătratului luăm punctul E, astfel încât măsura unghiului. Deci eu să zicem că E este un punct care aparține interiorului. Interiorul ABCD. Măsura unghiului EAB. EAB. 30 de grade. Egal cu 30 de grade. Un număr de fix, vă sună. Un număr de fix, domnule. Alo. Salut, măi. Tu ești Florin. Florin din Giurgiu, nu? Ce vrei tu? Să termin la clasa a șaptea. Te uiți la el acum la profonul, nu? La clasa mă special. Dar după ce termin la clasa a șaptea, uită-te și stă de vorbă cu tine. Bine. Nu știu. Nu știu, cât e șasa urmă? 8:30. Mă, dacă vin, dar trebuia să vină până la ora asta. Dacă nu a venit, înseamnă că nu vine. Stăm de vorbă numai noi doi. La telefon. Da? Deci după ce termin și uite-te când au plecat, atunci. Bine, gata. Bine, salut. Așa, deci măsura unghiului AB 30 de grade și măsura unghiului ABE 60. Și măsura unghiului AB... E AB de 30 și da. Măsura lui? ABE. ABE. 60. Iau 60 de grade. Să se afle cotangenta unghiului ADE. Deci cotangenta lui ADE. Hai să facem un pătrat. Bine, asta facem. Dăm un pătrat. A, B, C, D, pătratul. Și acum trebuie să formăm un triunghi. Luăm un punct E, nu oricum, ci să aibă niște calități. Unghiul E, A, B, E, cu A, B. Uite cum fac așa. Uite, haideți, zic așa. Dacă e vorba de E, A, B, adică cu AB să fac un unghi de 30 de grade. Uite, așa duc. După asta, că nu știu să mă opresc. Da?
Deci am dus unghiul ăsta de 30 de grade. Da. Deci de o parte a unii semeni drepte. Atenție. De o parte a unii semeni drepte se poate lua, adică în semiplanul determinat de dreapta, să zic așa. Se poate lua o singură semidreaptă care se formează un unghi de câte grade? De 30 de grade. Un singur unghi. Se poate lua și o singură semidreaptă. Da? Am dus-o. Eu va fi pe ea. Da? Punctul E va fi pe el dreapta asta. Semidreapta asta. Nu știu unde să-l fixez. Dar mai spune așa fel încât A, B, E. A, B, E. E. Deci unghiul ăsta la altul să fie aici de 60 de grade. Adică ăsta să fie de 60 de grade și ăsta e de 30. Și ăsta e 90 obligatoriu. E suma unghiurilor într-un triunghi este 180, 60 cu 30, 90. Iată că a ieșit unghiul acela. Bun. Contangentă de A, D, E. De A, D, E. Cotangentă de A, D, E. Cateta alăturată pe cateta opusă. Da. Dacă ar fi triunghiul dreptunghic. Da. Dar e un triunghiul A, D, E, e un triunghi. Un triunghi de acolo mare. Deci nu e vorba de un triunghi cunoscut. Nu-i dreptunghic. Deci nu-i dreptunghic. Trebuie să valorificăm cu pătrat. Cât este, dacă ăsta e 30 de grade, Adi? Ăsta e din 30 de grade, cât au rămas unghiul ăsta? 60. Sigur de 60, sigur. Da? Sigur. Un cap de 60 de grade. Bun. Dacă ăla e 60 grade, unghiul de... Cosin așa ceva, de 60 de grade. Da, m-aș duce așa cum spui tu, dacă aș fi într-un triunghi dreptunghi. N-am triunghi dreptunghi. Să legăm cumva, să fie ceva cu simetrie. Deci, mai vedem o dată. EAB EAB e de 30 de grade. Da. Și EBA EBA e de 60 de grade. Deci, noi asta de 90 de grade, foarte clar. A, înseamnă că măsura unghiului de AE e egală cu măsura lui EBA. De A. Da, și e. De A e A e de cu O e pe A. Înseamnă că... A, E, cu... E, B, B, E, B, A. E, B, E, B. Am două de 60 de grade. Bun. Și... E, B este jumătate din A, B. E, B, e jumătate din... A, B. A, B. Asta e foarte tare. Deci E, B, ai spus așa, E, B, asta e jumătate din AB, da? Din ce motiv? Pentru că am unghiul opus, unghiul de 30 de grade, jumătate din hipotenuză. Bun. Sau altfel, dacă am aplicat sinul de 30 de grade, cateta opusă supra hipotenuză și 1 pe 2. Ăsta e motivul. Deci, practic aici, Miruna... Rupe problema. O secundă, Adi, dacă aș... cât este, aș nota cu M, să zic. Mijlocul lui A, B. Dacă notăm cu M, mijlocul lui A, B. O să avem că E, B, M e triunghiul, cred că chiar echilateral, nu? Dar avem motiv de significată sau avem... Să o secundă. Chiar avem motiv. Fiindcă M, E. E cât M, B. Da. Da, și da? M e, și M, B e cât e, da. Echilateral. Deci ăsta va fi echilateral. Da. Dacă mă ajută la ceva, habar n-am. Da. Păi avem că, știu că e de 60, toate sunt de 60. Da, toate sunt 60-60. Rezultă că ăla e de 30. Așa. Ăsta micuță e de 30. Și e sușel.
Mâacră. Mâaie. Maie, da. Mâaie este isoscel. Da. Ce tare. Da? Toată lumea e isoscel. Toată lumea e isoscel. Nu știu la ceva cât te mă păși. Povestea este să vedem despre triunghiul ăsta. Eu sper să reușim să arătăm că ăsta e de 60 de grade, cât aș vrea să ajung să arăt că triunghiul ADE este asemenea cu MEB. Da. Și cu MEB este MEB este echilateral, să fie și ăsta echilateral. Ar fi super. Nu? Ar fi foarte interesant să reușim asta. Păi e cuprins cel două triunghiuri. Deci AE este prins în triunghiul ADE și în AEB. Da? Dar mai mult de asta nu am. Că am petrecat. Dar totuși în cer e cotangenta lui ADE. Să ne folosim. A lui ADE. Cotangenta lui ADE. Cotangenta lui ADE ar fi... cotangenta e latura cateta lăturată. Dacă sunt într-un triunghi dreptunghic. Dacă sunt unii sunt într-un triunghi dreptunghic. ADE nu este triunghi dreptunghic. Așa am zis. Ducem din A perpendicular pe DE. Din A pe DE. Și unde pică? Pe acolo. Pe acolo undeva. Bun. Așa și... Și notăm cu el. Sau, hai să zic că azi mai face concluzii. De ala e triunghi echilateral? Nu știm, cercetăm. Ala e 60 chiar. Ăsta bănuim că ar fi de 60. Ne-ar fi de mare folos să fie asta. Și atunci latura... Atunci am măsura angelului ideală. AD supra... Cateta... Din clipa... Miruna, din clipa în care... vom afla pe AL, visăm. Dacă îl știm pe AL și vom afla și pe DL, atunci cateta opusă pe cateta alăturată, tangenta se va lămuri. E 30 de grade, măsura unghiului egal. Dar avem foarte multe necunoscute acum. Măsura unghiului egal e de 60. A lui D. De 30. D, A, L. Nu știu dacă pică la mijloc, dacă e isoscel. Deci, Adi, haide să ne... Haideți să organizăm o picnică. Am zis așa. Autorul ne spune că AE e perpendicular, nu spune că e perpendicular, să zice, luați un punct E, așa încât unghiul ăsta să fie de 30, ăsta să fie de 60, asta înseamnă că unghiul de aici este de 90. Corect. Pentru că 30, 60, 90. Corect. Triunghiul ABS am prelungit pe AE. Unul tăiat pe BC într-un punct S. Întrebarea. Unde se află S ca poziție? La mijlocul. Din ce motiv? Pentru că e ăsta pătrat. Nu. Insist. Triunghiul ABS. Ce fel de triunghi este? ABS. Dreptunghic. Da. Este dreptunghic, categoric dreptunghic. Pentru că e un unghi al pătratului. Uh-huh. De acord, da? Că s-o da pătratul. Și fiindcă unghiul ăsta am constatat, măi, ne dă chiar în problemă că e de 30 de grade. Da. Ei bine, dacă ăsta e de 30 de grade, cateta opusă e jumătate din ipotenuză, nu e jumătate din AB. Că voi v-ați grăbit să spuneți că BS ar fi jumătate din BC, adică iese să ar fi la mijloc. Nu e vorba de așa ceva. Pentru că sinusul e egal cateta opusă supra ipotenuză. Totdeauna e jumătate din B, iese ăsta, jumătate din AS, din ipotenuză. Și acum să ne întoarcem. În triunghiul ABS, în ABS, am dus înălțimea BE. Dar ce știu despre BE? BE ca mărime, dacă notez pe AB, AB e egal cu L, da?
deci AB egal cu L, atunci AB e latura opusă, da, urmăriți-mă ca să pot să mă concentrez. Deci, în triunghiul AB e, care e dreptunghic în, în E, sinus de cateta opusă unghiului BE este jumătate din ipotenuză. Și dacă l-am notat pe AB cu L, înseamnă că BE este egal cu cine BE? Cu L pe 2. Cu L pe 2. Nu așa bine. Egal cu el pe 2. Și dacă asta e L și asta e L pe 2, n-aș putea afla pe AE? Ba da. Pitagora. Din Pitagora. Deci în triunghiul AEV, în triunghiul AEV, AEV, am AV egal cu L, BE cu L pe 2. Cu L pe 2. Da? Cu L pe 2. Și atunci reușim să spunem că A e pătrat, nu? O catetă la pătrat. A e la pătrat, A de egal cu cine? AB la pătrat. Cu AB la pătrat. AB pătrat. Minus. Minus. B e la pătrat. B e la pătrat. Și egal cu AB care e L, vine L la a doua. L la a doua minus L pe 2. Amplificăm... La face la L pătrat, minus L pătrat pe 4. Aducem acum amplificăm cu 4 și o să fie 4 L. 4 L pătrat. 4 L pătrat minus L pătrat pe 4. L pătrat pe 4. Și face cât? 3 L pătrat pe 4. 3. Da? Pe 4. Și atunci AE? Numai simplu AE. Egal cu? Cine îi zice? Cu radical din 3 L. L radical din 3. L iese în față, da. L radical din 3 pe 2. Adică pe 2. Da? De 2. Da. Deci știu și pe AE. Da. Acum, dacă știu pe AE, de AD îl știu cât e de mare. Știm, L. E L. Mă întreb dacă aș putea să aflu pe DE. Dacă aș putea să aflu și pe DE, în triunghiul ăsta, cunoscând toate laturile, poate mă descurc și pun una pe unghiul respectiv. Că știu și unghiul ăsta de 60 de grade, nu? Da. Că fiind ăsta de 30 și împătrat, mă aflu... Deci, iată, știu pe asta cât este de mare. 60. Asta este 60. Asta, nu, asta o știu că este L radical din 3 pe 2. Da. Da. Unghiul de 60. Aia L. Asta e L. Așa putea să o aflu pe D, e prin... Teorema Pitagora. Generalizat. Da, asta e, da. Să vedem dacă mai știu ei. Da. Cine e? Teorema lui Pitagora generalizat. A de la a doua minus 2AB minus 2... Adică o latură la pătrat. Da. Egal cu... 2AB. Cu asta la pătrat plus asta la pătrat. Minus de 2 ori produsul lor. Ori proiecția unea pe cealaltă era acolo. Da, deci teorema lui Pitagora generalizată nu mai știu, dar... Hai să scriem. Haideți să le scriem. Da. Deci, zicem așa. Luăm un triunghi la întâmplare. Un triunghi are care, da? A, B, C. Și era așa. Că o latură la pătrat, hai să zicem A, B la pătrat. A, B la pătrat. Egal cu suma celorlalte, nu? Suma celorlalte două la pătrat. La pătrat. Adică AC la pătrat plus A. AC la pătrat. Plus BC la pătrat. Da. Minus de două ori. Sau minus o latură era, parcă minus 2, o latură mulțită cu proiecția celelalte pe latura respectivă. Așa. Deci minus 2 ori BC. 2BC. Ori proiecția. Ori umbra lui AC. Așa, adică ce A prim, sau ce A prim. Ce A prim. Așa. Ori ce A prim. Insist. Deci, într-un triunghi, oarecare,
o latură la pătrat, am luat noi pe AB pătrat, egal cu suma produselor, suma pătratelor răstor două, minus de două ori, o latură, înmulțită cu proiecția, proiecția lui AC pe latura asta, umbra. Și acum hai să ne ducem în triunghiul ăsta, în AC-A'. Vreau să vă dau o chestie foarte... 2BC, orice A'. Haideți să aplicăm în triunghiul CAA', deci în triunghiul CAA', să zicem cosinus de unghiul C. Cu cine este egal A de cos de unghiul C? Cosinus de unghiul C egal cu cateta alăturată pe ipotenuză. CA'. CA', da. CA'. CA' pe supra C. AC. Din relația asta, să scoatem de aici CA'. CA' de aici va fi egală cu... Ne gândim la o proporție. Un termen egal cu plusul celor doi înmulțit în părțile astea, da? Da. Deci CA' va fi egal cu AC ori cos de C. AC ori cos de unghiul C. Și atât pe CA' să-l înlocuiesc aici. Da. Să înlocuiesc aici. Va fi egal cu AC pătrat plus BC pătrat minus de 2 ori BC ori... Ori AC. Ori AC ori cos de C. Ori AC. Ori cos de C. Ori cos de unghiul C. E, asta e teorema Pitagora care acum o putem da într-o altă variantă mai interesantă. Mult mai interesantă decât cea pe care o aveați dat cu proiecția, cu umbra, cu rușie, era mult mai greu. Eu uitați-vă cât e de interesant acum. AB pătrat egal cu AC pătrat plus BC pătrat minus de două ori, ăstea două mulțite. Nu mai greșești deloc. Da? Minus de două ori A, AC ori BC ori cosinus unghiului dintre ele. Dintre cele două. Aha. Deci o latură la pătrat, AB pătrat, egal cu asta la pătrat, plus asta la pătrat, minus de două ori astea două mulțituri, ori cosinus unghiul dintre ele. Okay. Nu putu să-l da așa profesorul la timpul respectiv, pentru că nu avea funcții trigonometrii definite. Și atunci au zis umbra lui A, C, proiecția, deci umbra lui AC pe BC. În momentul de față, haideți să vedem în triunghiul ăsta de aici. Noi știm pe AD, știm pe AE, știm unghiul dintre ele și o putem afla pe DE. Prin Pitagora, o latură la pătrat. DE e pătrat. Păi, da? Ia să scriem. Ia să zicem, în triunghiul. În triunghiul ADE. Dar pe care o facem problema noastră? ADE. Nu, mai e problema voastră, ea. Păi, e problema voastră, dar am intrat folosindu-mă de teorema cosinusului. Da? Sau teorema Pitagora generalizată. Și am zis așa, că în triunghiul care am zis? ADE. ADE. În triunghiul ADE avem DE la pătrat. DE la pătrat. Egal cu AD la pătrat. AD la pătrat. Plus AE la pătrat. A, E la pătrat, minus de două ori. A, D ori A, E. A, D ori A, E. Ori cosinus de D, A, E. Cos de unghiul? D, A, E. D, A, E. Cosinus unghiului de A, E, fiindcă știu că unghiul ăsta, așa mi-l dat autorul, 30, 60 grade, da? Și cosinus de 60? Ori cos de 60 pot să spun aici. Da, și cosinus de 60. Cât e cosinus de 60? 1 pe 2. Ori 1 pe 2. Cosinus de 60 grade. Bun. Și egal mai departe, cu lucrăm. Da. AD, cât este AD? AD, deci DE la pătrat, scriem, nu? DE la pătrat egal cu AD, IL. IL. Da. L pătrat. Da, plus. AE pătrat, am aflat. AE am aflat-o. 3, unde? Am știut, nu-i nimic. AE? AE, radical din 3 pe 2. L radical din 3 pe 2. Da. Deci vine L. Radical din 3 pe 2 la pătrat. Adică 3 L pătrat pe 4. 3 L pătrat pe 4. Minus. Minus de 2 ori
L. Cele două mulțite. 2L ori. 2 L ori. L radical din 3 L pe 2. Pe 2. Da. Ori 1 pe 2. 60 de grade, ori 1 pe 2. Simplificăm pe acolo, domnul profesor. Și iată, 2 cu 2, nu? Da. Și va fi egal cu... L pătrat. L pătrat. Plus 3 L pătrat. Pe 4. Pe 4. Minus. Minus. Radical din... L la pătrat radical din 3. Așa, L pătrat radical din 3. 3 pe 2. Pe 2, nu? Da. Uh-huh. Aducem același numitor. Exact, și egal mai departe. Și o să fie așa, cu 4 L pătrat plus 3 L pătrat, 7 L pătrat. 4 L pătrat, 7 L pătrat, da. Minus. Minus? Acolo 2. 2 L pătrat radical din 3. 2 L pătrat radical din 3 pe 4. Da. Acesta este cine? D, E. Da, îl dăm pe L pătrat în factor comun. Și egal cu... L pătrat pe lângă 7 minus... 7 minus 7 minus 2 radical din 3, da? Da. 2 radical din 3 supra 4. Supra 4. Și o să fie... Haideți să vedem încă o dată. Doar D e, acum, domn profesor. Simplu D e. Simplu D e, o să fie L pe 2, că ăsta iesă. L pe 2 pe lângă radical din... Radical din 7 minus 2 radical din 3. 2 radical din 3. Adăși când să facem. Ei, 7 minus 2 radical din 3 este cu radical suprapuș. Exact. Ce putem constata este următorul lucru. Că putem constata că avem aici un triunghi în care toate laturile sunt diferite. Exact. Deci nu e triunghi. Am sperat. Am sperat și eu. Am visat la chestia asta. Am zis, băi, poate e triunghi că mi-ar fi convenit. Dacă aș fi avut șansa asta, atunci aș fi încercat să pot duce la calul, la bun sfârșit. Acum, este un triunghi oarecare, da, în care știu toate laturile. Asta e L, asta e L radical din 3 pe 2, asta este minunea de acolo. L pe 2 radical din 7 minus 2 radical din 3. Și eu trebuie să aflu tangentă, parmezi, nu? Sau pot tangenta. Pot tangenta unghiului acesta. Acum, povestea este clară. Dacă încerc să aflu cotangenta în limbajul acesta de aici, este un unghi complet diferit ca mărime. Deci nu știi cum am scris noi. Nici vorba. Am pus semnul de întrebare, am revenit acum. Este un unghi de o mărime necunoscută. Uh-huh. Și ca să fac o tangenta, ar trebui să mă duc într-un triunghi dreptunghic, nu? Să ducem din eu perpendiculară, domn profesor, pe AD. Din E? Pe AD. Pe AD. Pe AD. Așa. Pe AD. AD. Așa. Pică într-un eva, nu pică într-un punct cunoscut. Da. Deci pică așa asta într-un punct necunoscut. Da, și a F. Să notăm cu F acolo, să zicem. Bun. Dacă... Și a F ar fi AB radical din 3 pe 4. A F. Mă pot duce să aflu înălțimea aici. Uite, Mihaela. Da. În AF este cât E, E1. Da. Deci că aici este un triunghi, este un pătrat. Un dreptunghi. Da. Și atunci, E, E1 asta, care se poate afla ca pentru înălțime. Pentru că știm pe alea, le știm pe alea în AB, în A e... Este area văzută pe două căi. Corect. AB ori E, E1. Și egal cu A, E, ori E, B. Da, dar noi le știm pe toate laturile acolo, le știm. Pe A, E, O știu, pe E, B, O știu. Pe A, B, O știm. Și să află E, E, 1. Și dacă am aflat pe E, E, 1, știu pe A, E, F. Da, care ar fi A, B, radical din 3 pe 4. Și F, D. Da. Și ca să pot să aflu și pe F, E, o pot afla, nu? Că în momentul în care am trebuit să alături, prin Pitagora, am ieșit și cu asta. Și iese și asta. Și cotangentă egal cateta alăturată, nu? Da. Supra cateta opusă. Deci asta ar fi o soluție. Și iese repede, da. Și iese o soluție mai rapidă. Acum să mă duc să-mi termin și ideea pe care am avut-o. Aceea de a constata că triunghiul nu este un triunghi oarecare particular cu un unghi știut.
Eu am sperat să fie un triunghi echilateral, cum mi-ar fi fost foarte rapid, cu o tangenta unui unghi, ori știu repede dacă e 60 de grade. Corect. Deci m-am convins că este triunghi la întâmplare. Cum aflu în momentul acela cu o tangenta unghiului acela? Mă pot duce să aflu pe AE, pe de altă parte. Am aflat-o. Parcă am aflat-o. O știu. Da. Da. Dar o scriu pe AE ca fiind pătratul acestea, plus pătratul acestea, minus de 2 plus 1. A, tot cu Pitagora generalizat. Tot cu Pitagora generalizat și pun mâna pe cosinus. Și dacă am pus mâna pe cosinusul unghiului, atunci viu aici și știu cu cosinus egal cateta rotatoare supra ipotenuză și mă duc și aflu cateta opusă și mă duc pe partea cealaltă. Deci este un demers asemănător. Acum, jocul făcut aici în problemă se face în, pe triunghiul ăsta dreptunghi. Corect, de acolo pleacă. Da? Deci când am zis că ăsta e din 30 de 60, ăsta este din 90 de aici. Și în triunghiul ăsta dreptunghic, în care aflu pe asta că e jumătate din AB, L și L pe 2, asta e, o știu, da. Și pot să iau deoparte, adică nu mă împic, mai aștept și gata, e gata problema. Deci, în triunghiul ăsta dreptunghic, îl iau sub forma asta, gata, ăsta e dreptunghiul, E-ul este aici sus, B-ul este aici, și A-ul în partea cealaltă, nu? Sau invers. Să zic că A-ul e mai A și aici B. Ăsta este de câte grade, spune problema? 30 de grade. Ăla e dreptunghi când e? E dreptunghi când e, s-a dus perpendicular A. E E1. Da? E E1. Pe AB-ul știu pe asta. AB e L. AB este L. Da. B e asta L, e L pe 2. 2. Da? Și aia e L radical din 3 pe 2. Și acum noi discutăm numai aici. Pot să o aflu pe înălțime, E E1. Cu teorema catetei. Ori teorema catetei, nu, mă gândesc, area pe două căi. Area pe două căi, repede. Da? Cateta da. Unor, cateta unor. Deci vine C1 ori C2 pe 2, egal cu baza B, A, AB. Ori înălțimea. Ori E E1, da? Pe 2. Pe 2. Și ce, ce mă duce? Ce 1 știm și ce 2. Deci el pe 2 ori... Deci rezultă el pe 2. Ori el, el radical din 3 pe 2. Da. Egal pe totul pe 2. Totul supra 2. Corect. Egal cu L. Ori E E1. Egal cu AB care este L, ori E E1 neștiută. Da, pe 2. Pe 2. Cu 2, cu 2. 2 și am terminat. Și avem așa, L pătrat, L pătrat radical din 3 pe 4. Radical din 3, 3 pe 4. Pe 4. Egal cu? Egal cu L, ori E E1. Da. Și de aici e într-un L. Așa. Simplificăm. Da. Și, și vine E E1. Egal cu L radical din 3. L radical din 3 pe 4. Pe 4. Corect. Am aflat înălțimea, înseamnă că AF e... Dacă o știu pe asta... Și am zis-o perpendiculară. Pe AF o știu. Deci atât că știu în momentul de față AF. L radical din 3 pe 4. L radical din 3 pe 4. Pe 4. Așa. Voi putea o afla și pe FD. Nu? Da. F, D. Egal cu L minus. L minus. L, L radical din 3 pe 4. Aducem același numitor. Și egal cu L pe lângă. L pe lângă. Deci 4 minus radical din 3. 4 minus radical din 3 pe 4. Pe 4. Și așa am aflat pe FD. Da. Și dacă știu pe FD... Pe EF. EF. EF îmi trebuie, da? EF e egal cu E1A. Da, dar nu știm pe E1A. O aflăm. Deci E1A... La egal, pătrat, da. Este egală cu cine? E 1 A la pătrat, este egal este cu A, e la, A pătrat. E la pătrat. A e, o știm. A e, A e, așa. A e. A e la, la pătrat. Pătrat. Da. Așa, minus. E 1 la pătrat. E 1 la pătrat.
și egal cu A, E. 3 L pătrat pe 4, că e la pătratul, profesor. Da? 3 L pătrat pe 4. 3 L pătrat pe 4, minus... Minus. E 1, am aflat o. Uitați, L radical din 3 pe 4, asta înseamnă L pătrat. 3 L pătrat pe 4. 3 L pătrat pe 4? Pe 16. E pe 16, domnul profesor. Uitați, e 1, ne dat un L radical din 2 pe 4. Pe 16. 3 L pătrat. Pe 16. Pe 16. Și egal mai departe. Aducem același numitor, 4 acolo. 12 L pătrat. 9 L pătrat. 9 L pătrat. Pe 16. Da. 9 L pătrat. Pe 16. Pe 16. Din care este că e 1, e... Nu, e 1A. E 1A da. Sau F, e. E F, egal cu? E F. E F, egal cu, și acum îmi dă 3 L pe 4. 3 L pe 4. Pe 4. Corect. Acum o știm. Pe F o știm. 3 L pe 4. Pe D, F, D o știm, uitați că am scris-o acolo. F, D egal cu... uitați, e jos. F, D egal cu... Uitați, L pe lângă. 4 minus radical din 3 pe 4. L pe lângă, 4 minus radical din 3. 5 pe 4. Totul pe 4. Și atunci cosinus, nu cosinus, cotangentă. Cotangentă de unghiul A, D, E. A, D, E. Egal cu, cotangenta este cateta... Cateta alăturată. Alăturată, F, D. F, D. Pe cateta opusă. Care este EF, tocmai ce le-am aflat pe toate, și egal cu FD, o știm, L pe lângă, L pe lângă 4 minus radical din 3 pe 4, hai să spun aici pe 4, și supra 3 L pe 4. 3 L pe 4. 4 cu 4. 4 se duce și egal cu L cu L. L cu L se duce și avem 4 minus radical din 3 pe 3. Și egal cu 4 minus radical din 3 pe 3. Asta este, asta este cotangentă de unghiul care? A, D, A, D, E. A, D, E. Da, a fost o problemă mai ciudată, mai pentru că... Foarte. Mai interesantă. Mai da? Ciudată. Hai să spunem... autorul ne-a folosit doar atât. Eu îl luați așa în interior, încât unghiul ăsta de 30... Și ăsta să fie de 60. Corect. Am zis că îți duce o singură semidreaptă, ăsta e de 30, am dus și la 60, am lăsat cu unghiul 90 și acum totul s-a mutat între unghiul ăsta dreptunghic. L-am întors aici, unghiul ăsta dreptunghic, care avea formă. AB toată e L, 30 de grade asta e L pe 2 și de acum am plecat. L radical între pe 2, am aflat pe E1 înălțimea. Odată E1 știut, am aflat pe AF. Îmi trebuie și, dacă am EF l-am aflat, am aflat pe FD, imediat de diferență. Îmi trebuie FD-ul, care este AE1 aici, iar AE1 poate fi privită și prin teorema catete. O catetă AE la pătrat egal plus între ipotenuză și ori proiecția E pe ipotenuză, ori AE. Și păi. Mergea și în felul ăsta. Păi. Dar noi ne-am dus-o și am aflat-o prin Pitagora, ne-a ieșit. A e 1 care înseamnă EF și de acum dacă am ști pe EF și pe DF am aflat cotangenta unghiului. E o prima fază, am fost furat de ideea că unghiul ăsta ar să fie de 60 de grade. Că ne-ar fi plăcut asta, ne-ar fi plăcut. Ori pentru ca să se întâmple așa, visam la varianta ca unghiul ăsta să fie isoscel sau echilateral. Ca să meargă problema acolo, avem 60 și ăsta, adică lateral vreau meu. Dar m-a dat peste cap când am văzut Am văzut diferite toate. Toate sunt diferite și de acum când au fost diferite toate, lucrurile trebuiau gândite în altă fel. Teorema cosinusului mă scotea din încurcătură, deci am tot dus pe teorema cosinusului. Cu ocazia asta am amintit și teorema cosinusului, sau teorema Pitagora generalizată, fără proiecții. Corect. Cosinus, se te ținut în timp mult mai ușor. Plusul este ori 2, minus de 2 plusul lor, ori cosinusul sunt dintre ele. Corect. Da? Facem sinteză, profesor. Da. Florine, mă lași un pic, să-mi trag sufletul. Da, exact. Dar el va aude. Da, păi mă aude, uite la... Da.
Ce am făcut? Am făcut așa. Asta a fost problema mai interesantă decât toate celelalte. Da, cea mai interesantă. Nu uitați de la șef pentru ce ați făcut. În față de ce, ce am făcut, exact. Părcă am rutină. Da. Așa. Deci am făcut așa, funcții trigonometrice. Deci din nou funcții trigonometrice. Da, teorema lui Pitagora. Pitagora. Da, am făcut pătra... Înălțimii. Înălțimii a catetei. Am făcut romb pătrat. Da, romb pătrat. Pătrat. Triunghi acolo a fost tot felul, da, de... Da? După aceea am făcut... Asta că le-ați explicat și teorema lui Pitagora generalizată. Teorema lui Pitagora generalizată. Generalizată. Așa. 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 Și probleme diverse în care am aplicat asta. Și asta ultima chiar a fost cum? Probleme. Asta a fost o problemă la care, să spunem, se facea selecție. Deci dacă aș fi dat-o la, exact, lucrare, exact, asta facea selecție la vârf. Corect. Nu? Pentru că acolo de ață... Corect. Nu probleme. Da. Tot data, de ce bine, da. Dacă și da. La revedere. La revedere. Seara bună.